Ziua de 13 martie le-a purtat ghinion hoților de fier din rețelele de curent electric. Polițiștii Serviciului Transporturi au depistat un tânăr în vârstă de 18 ani în timp ce fura două capace și patru transformatoare de la semnalele CFR de la Comana. Tânărul este cercetat de polițiști în stare de libertate. Tot pe 13 martie, o patrulă de siguranță publică a depistat o persoană în vârstă de 41 de ani din municipiu, care transporta pe bicicletă o ușă metalică, despre care a declarat că a luat-o de la un post de transformare dezafectat, aflat în incinta fostei fabrici de case. Oamenii legii au aflat că ușa metalică a fost furată de la un post de transformare Enel, amplasat pe strada Gloriei, în incinta fostei fabrici de mobilă. Într-un alt caz, în aceeași zi fatidică, Poliția municipiului Giurgiu a fost sesizată prin 112 de angajatul unei societăți comerciale tot de pe strada Gloriei, că în incinta societății unde se desfășoară activitatea se afla o persoană decedată prin electrocutare. A fost recuperat astfel cadavrul unui bărbat aflat în interiorul unei celule de transformare a energiei electrice. Cadavrul prezenta arsuri pe 95% din suprafața corpului, fiind în mare parte carbonizat. Persoana în vârstă de 23 de ani nu era angajată la societatea respectivă, iar din primele cercetări se pare că aceasta avea domiciliul în comuna Stănești.